m-am mai exprimat în această chestiune spre surprinderea unora și rămân la opinia mea. Solicitările dascălilor sunt întemeiate. Este poate chiar puțin greu de înțeles și de transmis de ce dascălii sunt o categorie care câștigă foarte puțin și în același timp oferă comunității tot. Un dascăl oferă tot, și persoana, și cunoștințele, și dăruirea pentru educația tinerei generații. Însă, în același timp, trebuie să vedem că lucrurile nu pot fi îndreptate sau corectate de azi pe mâine. De aceea, cred că este nevoie să vedem și ce se poate face repede, și guvernul a promis câteva chestiuni care se pot rezolva repede, dar trebuie să vedem și ce nu se poate face repede, dar există voința politică pentru a face aceste lucruri. Și atunci negocierile trebuie să se ducă în așa fel încât să se ajungă la o concluzie comună și la o agendă, să știm exact când și ce este fezabil să se facă. E în mod natural, sindicatele întotdeauna cer foarte mult și dacă se poate cer foarte mulți bani. Cu toate că e simplu de înțeles, asta e o problemă care nu se poate rezolva instant. Dar convingerea mea este că aceste chestiuni se vor rezolva într-un viitor nu îndepărtat. Nu vreau să spun că într-un jumătate de an sau într-un... Pe de altă parte, recunosc că am rămas puțin surprins că nimeni din cei care au organizat greva n-au constatat sau subliniat că exact în această perioadă Parlamentul a aprobat noile legi ale educației. M-aș fi așteptat, măcar marginal, să se menționeze și aceste lucruri. Este prima dată de multă vreme încoace că legile educației se aprobă așa cum trebuie în Parlament, în procedură ordinară. Sunt foarte multe noutăți în această legislație. Ea mai are de parcurs un pic până când poate să vină la promulgare, dar eu sunt foarte mulțumit că am ajuns în această etapă pe o procedură absolut normală. Deci Parlamentul a înțeles importanța acestor legi. Mi-aș fi dorit foarte mult ca și cei care vorbesc în ultima vreme foarte mult despre ce ar trebui să facem, să constate că am făcut pași și vom face și în continuare, iar dascălilor, părinților, elevilor, le spun atât, aveți încredere, lucrurile se vor îmbunătăți. Și contextul general, și felul în care va funcționa sistemul educațional, și sunt convins că și salarizarea personalului didactic va fi îmbunătățită, fiindcă trebuie să facem acest pas în România.